Am găsit la întâlnirea noastră bisăptămânală în Sibiul Cultural. Astăzi vom continua o emisiune pe care am început-o în luna decembrie și anume vom continua să prezentăm o teorie lansată de domnul doctor Tony Victor Moldovan. Spun teorie și nu spun o carte, pentru că cartea este doar suportul prin care această teorie ajunge la noi. Bună ziua, domnule Moldovan. Bună ziua. Bine ați revenit în studiourile Antenei 1. Pentru că teoria pe care vă vom prezenta-o astăzi, vom continua să vă o prezentăm, se numește Programul Terra, de ce este Biblia Neagră. Pentru cei care au văzut emisiunea, probabil că știu despre ce este vorba, dar cei care nu au văzut, vom face o scurtă prezentare a acestui program. Domnule doctor, vă rog. Este destul de greu să prezint într-o sinteză scurtă programul, pentru că chiar programul Terra, teoria, cartea mea, este rodul unor sinteze. O sinteză a sintezelor este cu atât mai dificilă și întreaga teorie pare o nebunie, conform Motoului, care spunea că dacă se crede cineva înțelept la sfârșitul acestui veac să decodeze ceea ce au scris în Biblie, nebun să se facă ca să fie înțelept. Tot programul este o nebunie. Dar, în esență, despre ce este vorba? Este vorba despre un program imaginat și realizat de ființe extraterestre care s-au dezvoltat în galaxie din timpuri extrem de vechi galactice, miliarde de ani, poate milioane de ani galactici lineari, așa cum îi măsurăm noi. Este vorba de primele ființe care au fost capabile să practice tehnicile de inginerie genetică și care au imaginat o altă tehnică de a-și produce semeni. Au renunțat la a fi bisexuați și au, mă rog, ei se declară a fi masculini, a fi de sex masculin. Sunt, de fapt, unisex, dacă se poate spune. Modalitatea lor de reproducere este cu totul particulară. Și anume, cum ne spune Biblia, mai întâi fac omul din țărână, adică din elementele constituente, după care le racordează la duh de viață, adică la un corp spiritual care... Vă întreb mai puțin, ați introdus deja cuvântul Biblie, faceți legătura între civilizațiile extraterestre și Biblie. Da, am să fac, imediat, am să ajung și da. Acolo. Deci fac acest racord cu un corp spiritual care trebuie să fie compatibil genetic. Altfel, racordul nu este posibil. Care este stadiul lor de cercetare ADN? Mai întâi de toate ar trebui să spun că de la această masă până la ființa umană, până la viu, totul are o proiecție și în materie denumită de mine, de fapt preluată de la niște profesori de matematică, materie negativă. Totul este în oglindă, totul este dual, materie pozitivă și materie negativă. Este vorba de acele energii ale organismului care, de fapt, fac parte din noi și care sunt structurate, bine structurate, într-o materie tahionică, care se supune altor legități fizice. Această materie tahionică, constituită, structurată în viu, în acest corp spiritual, are capacitatea de a trăi după moartea cea din tâi, așa cum este denumită în Biblie, după moartea corpului somatic. Unde au ajuns acești experți geneticieni extraterestri? Dacă noi avem astăzi capacitatea de a cerceta ADN-ul uman, ADN-ul materie pozitivă, prezent în nucleul fiecarei celule, de a produce gene și de a înlocui chiar unele gene, ei au această capacitate de a lucra pe ADN-ul materie pozitivă. Negativă. Ei pot să producă întreg lanțul ADN, îl produc din elementele constituente și pot să producă o somă nevie în laborator, pe care o racordează la un corp spiritual care este prelucrat ADN materie negativă prin înlocuiri de gene în materie negativă și prin prelucrări genetice în materie negativă. Acesta este stadiul lor actual tehnic. De aceea imagina niște programe prin care își obțin corpurile spirituale compatibile genetic. Astfel de programe este programul actual, programul Terra. Dar acești zei trag mai multe șarje de astfel de programe prin care își produc îngeri. Un program
durând, din punctul nostru al temporalității noastre lineare, circa 4.000-6.000 de ani, pe când, din punctul lor de vedere, durează numai aproximativ 1.000 de ani sau poate chiar mai puțin. Pentru că un înger, care are terapie a genelor încă din stadiul de proiectare, poate să trăiască 1.000 de ani. În mod normal, ar trebui să se cârpească de la un program la altul. Aceste șarje ADN, aceste șarje de îngeri, schimbă marca ADN cu fiecare program și își propun să fie mai deștept, să mănânce mai puțin sau cine știe ce altă deziderate au. Actualul program a început în jur de anul, cum spune Biblia și cum declară evreii, că sunt în anul 5759. Anul acesta, 1999, este la evrei anul 5759. Programul actual de inginerie genetică începe odată cu nașterea lui Noe, care este un simbol genetic și care este capătul genetic al actualului program de inginerie genetică. Este foarte mult de spus despre aceste programe. Programul are o perioadă de mii de ani de compatibilizare genetică a celor două populații, în care intră tot felul de tehnici de terapie genetică, de implante uterine, care înnobilează rasa umană pe parcurs, implante pe care le întâlnim de la Avram la Iacov în toată seria genetică până la anul 0, modalitățile chiar de obținere a ființelor compatibile genetic, a copiilor masculini compatibil genetic, fiind două. Odată, respectând legea non-hibridării înscrisă în legile lui Moise, adică legea necombinării cu alte neamuri, ca o ființă să fie compatibilă avea nevoie de un corp spiritual cu un ADN cât mai simplu, ca să fie ușor controlabil din punct de vedere genetic și cu gene cât mai puține. Deci un ADN foarte ușor și foarte simplu, adică serii homozigote. Seriile homozigote s-au obținut prin însămânțarea legilor, implantarea legilor lui Moise, care conțin legea non-hibridării, adică a neamestecului neamurilor. Deci programul are o perioadă de constituire a seriilor genetice de câteva mii de ani, după aceea are o perioadă, a avut acest program, o perioadă de recoltă, adică de recoltare a celor compatibili genetic, de circa 1500 de ani, respectiv de la anul 1500 înaintea noastre, de la ieșirea din deșert și până la anul 0, și o altă perioadă, o perioadă liberă, care este, din punctul lor de vedere, neîncazată temporal, dar care pentru noi durează cam 2000 de ani. Supercivilizația Dumnezeului biblic și-a părăsit programul la anul 0, Iisus fiind ultima pagină în acest program. Ce face Iisus? Iisus închide programul, aducând legea cea nouă, mântuit omenirea de păcat. Modalitatea în care o mântuiește este foarte simplu. Singurul păcat biblic era până acum nerespectarea legii non-hibridării, adică încălcarea granițelor seminției și combinarea cu alte neamuri sau chiar cu seminția vecină. Ori Iisus abrogă legea non-hibridării, în noua lege nu enunță exact legea non-hibridării, aceasta este diferența dintre legea lui Iisus și legea lui Moise, da? Și astfel seriile genetice homozigote devin serii hibride, adică serii amestecate din punct de vedere genetic, de care nu mai are nevoie nimeni. Care este particularitatea programului? Dacă până acum zeii s-au înțeles între ei, fiind dacă, foarte mulți dacă zei... Dacă nu mai au nevoie nimeni și dacă se permite hibridarea, înseamnă că nu mai urmează o nouă recoltare, nu? De ce? Da. Nu mai urmează pentru că, tocmai asta spuneam, particularitatea programului în curs este aceea că zeii s-au certat. Se întâmplă și la casă mai mari. Înțelegem că sunt... mai multe supercivilizațiile între ele? Exact, au mărci ADN ușor diferite. Dacă până la potop programele de inginerie genetică au mers în mare parte pe 7 serii genetice pure, Dumnezeu conținut pe vremea aceea 7 corpuri spirituale înlănțuite, și programul Terra funcționând ca o fabrică de corpuri spirituale compatibile genetic, produse finite, livrate stațiilor centrale ale acestor extraterestri. Asta s-a întâmplat în copierea sistemului viu, Dumnezeu, miel, râul vieții, pomul vieții, în bazele din interiorul Terrei. Ei bine, după potop, zeii se ceartă între ei și are loc o scindare genetică a zeilor, respectiv, dacă se ceartă între ei până la momentul potopului, ei au avut un program comun? Au avut un program oarecum comun. Oricum au fost mai mulți zei. Un program fost... comun sau un program identic?
Nu identice. Deci mărcile genetice erau diferite. Fiecare supercivilizație... Nu, vă întreb asta, de fiecare supercivilizație urmărea, avea același scop? Sau da, programul... Scopul, dar din punctul nostru de vedere, scopul lor era același. Din punctul lor de vedere... Dar nu era un program comun pentru supercivilizație. Nu, dar începeau împreună și îl terminau împreună. Trebuiau să-și înceapă și să-și termine programul împreună, pentru că aceste programe sunt marcate de cele două momente ale actorului program. Adică momentul potop, momentul apocalipsă, în care programul este distrus. Programul se reia pe relicvele pământene, relicvele genetice ale programului trecut, ale programului anterior. Deci pe o marcă genetică anterioară se reconstruiește un program de inginerie genetică viitor. Pentru asta programul trebuie distrus. Și atunci începeau odată și îl terminau odată. Cei patru mari manu au făcut zei, au făcut programul în India, cele patru caste care sunt serii genetice homozigote. Maiașii aveau 13 divinități superioare și 9 supământene, care aveau, mă rog, la rândul lor serii genetice homozigote. Sumerienii aveau inițial 8 serii genetice, au pierdut una pe drum, au rămas în 7. Programul biblic, au fost pe 7 serii genetice, este vorba de pildele lui Iisus, dacă vreți, cu hrănirea celor 40.000 și ce au recoltat, ce a rămas la urmă, au săturat cu 5 pâini și nu știu câți peștișori, cu 2 peștișori și au adunat inițial 7 coșuri cu rămășițe pline de fărâmituri, ulterior adună 12 coșuri cu rămășițe pline de fărâmituri. Astea sunt rezultatele programelor de inginerie genetică. După potop însă, supercivilizația lui Dumnezeu și supercivilizația lui Satana se ceartă pe acest motiv genetic. Supercivilizația lui Dumnezeu crește homozigotarea, adică crește puritatea genetică a serilor pure, pe când ceilalți nu pot să urmeze o astfel de marcă. Și atunci intervin mai multe războaie între ei, care sunt prezentate în miturile sud-americane, în Ramayana, dar și în Biblie. Ori, cu timpul, această supercivilizație a lui Dumnezeu observă că nu mai poate să-și mențină programul în spațiul evreu. Și atunci recurge la primele distorsiuni temporale, încât să afle viitorul, să afle ce-i rezervă viitorul și să afle cam cum va continua programul pentru ei în viitor. Și renunță cu timpul la acest program, pentru că lațul se strânge în jurul lor din punct de vedere militar și politic. Și atunci este foarte mult de vorbit. Este vorbit să da. Mai gospodărește. Mai gospodărește, da. Ați introdus o noțiune nouă, Satana. Satana este conducătorul unei alte supercivilizații. Da? Este o scindare de civilizații. Deci este rezultatul unei scindări. Au fost o singură civilizație. Respectiv. Poate ați citit, poate am vorbit data trecută, nu mai știu, despre stația supercivilizației lui Dumnezeu. Pentru ei nu este economic, din punct de vedere temporal, să locuiască pe o planetă. Și atunci locuiesc pe o stație prezentată în carte și în Biblie. Noul Ierusalim, acest nou cer, nou pământ, nou Ierusalim, de formă cubică, de 12 nivele, care poate să fie supusă unor distorsiuni temporale și care poate să își aibă un drum în timp extraordinar de rapid. Poate să facă ca timpul lor de 1000 de ani să corespundă timpului nostru de 4000-6000 de ani. Dacă ar fi locuit pe o planetă, nu s-ar fi putut întâmpla lucrul ăsta. Complexul Dumnezeu-Miel, Râul Vieții, Pomul Vieții, este un complex în care se controlează genetica corpurilor spirituale recoltate și în care fiecare corp spiritual recoltat ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu. Ca să-L cunoască, trebuie să treacă prin niște porți de control genetic, care sunt descrise magistral în Cartea Tibetană și Cartea Egipteană ale Morților, cărțile tibetane și egipteană. După acest control genetic, corpul spiritual devine compatibil, devine identic cu corpul spiritual al lui Dumnezeu. Câte serii genetice pure conținea programul, atâtea feluri de corp spiritual, atâtea feluri de rod avea pomul vieții și atâtea feluri de corp spiritual avea acest Dumnezeu. Această manieră de control nu putea să rămână numai în stație. Ca să livreze produse finite stației, trebuiau să aibă un astfel de sistem de control pe o bază în interiorul Terei. Și au avut-o. Acest nou artificiu tehnic s-a numit Satana, o copie a lui Dumnezeu. O copie a lui Dumnezeu, Râului Vieții, Pomului Vieții. Și Cartea Egipteană a Morților, spre exemplu, vorbește despre acest triaj genetic
da? Care se face în cele două lumi, în lumea inferioară și în lumea superioară. Ele erau identice. După potop, ceilalți, supercivilizații lui Dumnezeu, schimbă marca genetică. Și cei îngerii lucrători nu pot să urmeze acest curs genetic și se scindează de supercivilizația lui Dumnezeu. Se spune că supercivilizațiile au nevoie de corpul spiritual al pământenilor, da? Da. Ca să-și realizeze indivizii lor. Da. Totuși, plenicul familial. Așa, da. Primul om de pe pământ a fost realizat de Dumnezeu, da? Da. Care i-a dat corp spiritual. Da, i-a dat corp spiritual, dar nu fabricat de el, ci lua din pomul vieții. De ce atunci nu pot să-și ia mai, pe mai departe corp spiritual din pomul vieții și au nevoie de corp spiritual? Pentru că pomul vieții trebuie să primească, conform celor spuse în Biblie, la fiecare 30 de zile trebuie îmbogățit. Trebuie îmbogățit la fiecare 30 de zile de ale lor, care corespund perioadelor de recoltă, corespund cu câteva zeci de ani sau cu 100 de ani pe tera. La fiecare 30 de zile pomul vieții trebuie să primească noi roade, noi suflete. Altfel va rămâne gol. Dacă tot din ei și ei nu pot să producă. Dacă tot ei din el și nu mai pui nimic în loc. Dar ajungem la întrebarea aceea, ce a fost mai întâi, oul sau găina? Totuși primul corp spiritual de unde l-au avut? A, în pomul vieții. Noi ne întrebăm astăzi de unde provine ADN-ul. Și ADN-ul acesta, ADN-ul primordial, cum l-am denumit eu, care duce la o formă umană, care are care drept reprezentare o formă umanoidă. De ADN-ul materie pozitivă, eu vă întreb de ADN materie negativă. Nu, este vorba de oricare dintre ele. Bun. Este vorba de oricare pentru că este o reprezentare duală, de fapt. Bun. Ce ne spun zeii? Odată că noi căutăm de unde vine ADN-ul, asta este o problemă. Zeii nu mai caută, nu se mai întreabă de unde vine ADN-ul. Și îi spun așa, că nici cei patru mari Manu, nici mulțimea celor șapte riși, adică astea sunt tot zeități, nu știu care este obârșia mea, a sinelui suprem, a ADN-ului primordial. Și chiar ne spun și nouă, să nu o căutăm, că nu o vom găsi eu. Dar ce ne spun? Ne spun despre primul om care a putut să facă aceste tehnici de inginerie genetică, care se numea acela și care era muritor de foame. Stai să facem o paranteză prin care să lămurim telespectatorii. Evoluția. Care evoluția este în stare, da, să fabrice viu. Stai puțin, că poate telespectatorii noștri se întreabă de unde știți dumneavoastră toate lucrurile astea. Nu știu, trebuie să le spunem că ați studiat Biblia, ați studiat Coranul și alte scrieri sfinte. Da, am început cu Biblia și Biblia mi-a făcut trimiteri la Coran. Am crezut că pot să găsesc și acolo ceva interesant și am văzut că sunt trimise de una și aceea supercivilizație. Supercivilizația Dumnezeului Biblic a trimis doar două cărți, da. Sunt implantate în tehnica implantului sub hipnoză, implantului de informație sub hipnoză, ca toate celelalte scrieri. În rest, fiecare zei, fiecare program de inginerie genetică, fiecare areal de inginerie genetică a avut, fiecare rasă umană, de altfel, a avut proprii zei și propria carte. Unii nici nu au avut carte, ci au avut legi lăsate prin viu grai. Să continuăm paranteza. Da. Dumneavoastră ați studiat aceste cărți și după ce le-ați studiat, sau în timp ce ați studiat, ați făcut corelări cu descoperiri științifice, cu istoria omenirii și cu tot ce a fost descoperit până la momentul respectiv în această privință. Și tocmai aici, în asta constă teoria pe care dumneavoastră ați lansat-o, pentru că are un început și are un sfârșit, nu? Are un cap și o coadă, cum spune și Biblia. De aceea Biblia este o teorie pe care dumneavoastră ați lansat-o. Multă lume s-a ocupat de ceea ce dumneavoastră vă ocupați în carte, dar fără să aibă nici începutul și nici sfârșitul. Deci pe fragmente, sau de OZN-uri, sau de profeții, sau mai știu, sau să studieze Biblia sau Coranul, fără însă a face conexiunile de rigoare, da? E corect, așa este, da? Este corect. Acestea erau un numitor comun și numitorul comun se numește genetica. Dacă mai adăugăm și fizică, dacă mai adăugăm un pic de istorie, un pic de antropologie, dacă mai adăugăm foarte multă medicină, atunci reușim să facem acest tablou general. Tablou general în care se înscriu cărțile tibetane și egipteane ale morților, tăblițele de lut sumeriene, Biblia, care ne dă cel mai mult la acest tablou, Coranul, care aduce câteva precizări suplimentare și care completează Biblia. Deci aceste scrieri ne-au fost trimise nouă. Ne-au fost trimise nouă.
De ce ne-au fost trimise? Da. Scopul este oarecum așa, vizează un șiretlic. Asigură încheierea programului. În momentul în care umanitatea descoperă ce este scris în aceste cărți foarte vechi, are nevoie de genetică și are nevoie de fizică. Despre oamenii lui Moise se spunea așa, oamenii lui Moise aveau un văl, ca un văl pe cap când li se citea Cartea Sfântă și nu pricepeau ce este scris în ea. Dar aceste cărți ne avertizează că va veni ziua în care vărul se va ridica și veți pricepe ceea ce este scris. Chiar Iisus are o astfel de secvență. Secvența constă în program și el vorbește în multe puncte despre program, realizarea programului, recoltele programului, după care ce urmează? Urmează propagarea Evangheliei la toate neamurile, asta este dată de progresul tehnic, după care căderea bruscă a Evangheliei. De ce? Deci avem nevoie de fizică și de genetică. Ce aflăm din aceste scrieri? Avem informația extrem de dură, cum că sută civilizația lui Dumnezeu și încheie practic programul printr-un atac nuclear care vine din spațiul cosmic. Bineînțeles că lucrul ăsta nu poate să ne liniștească și atunci omenirea își va inversa afecțiunea față de Dumnezeu, afectivitatea. Din dragoste, din iubire față de Dumnezeu, se va transforma probabil în ură și în ideea că Dumnezeu i-a înșelat. Da. Și i-a înșelat cumplit. Inversarea afecțiunii față de Dumnezeu este sesizată de un satelit, montat pe orbit acum circa 3500 de ani. Este vorba de celebrul Curcubeu. Legământul lui Noe cu Curcubeul, cu Dumnezeu, al cărui martor este Curcubeul, montat de Domnul în nord, pe orbita Terei. Pe acest satelit are capacitatea de a observa, odată, gradul de dezvoltare al Terei și afectivitatea omului față de Dumnezeu. Când afecțiunea se inversează, am descoperit ce este scris în carte, asta înseamnă că chiar noi devenim o forță militară care putem să opunem o oarecare rezistență sau chiar putem să schimbăm marca genetică a omului, intrăm chiar noi în terapiile genetice și atunci programul trebuie distrus înainte ca noi să facem acest pas. De ce? Pentru că suntem grădina lor și la urma urmei ei trebuie să schimbe marca ADN următoare după niște principii foarte riguroase. Bine, dar nu era mai simplu atunci să nu ne trimită scrierile sfinte? Atunci nu aveau controlul, nu aveau controlul viitorului. Trebuiau să-și controleze viitorul, pentru că acest satelit le semnalizează momentul în care noi intrăm în terapii genetice. Ei și-au părăsit programul. Suntem într-o fază absolut liberă din punctul de vedere al supercivilizației lui Dumnezeu. Și dacă este vorba să vorbim despre profeții, pentru că aceasta era ideea noastră. Îl pomeniți de progresul tehnic. Spuneți ce înțelege și cum apare progresul tehnic pe Pământ, pentru că, conform teoriei dumneavoastră, nu există progres tehnic decât cel care ne vine tot din spațiul extraterestru. Marile descoperiri au venit. Marile descoperiri, după părerea mea, sunt implantate. Progresul tehnic a fost grăbit. De ce? În momentul în care această supercivilizație a lui Dumnezeu își pierde programul de inginerie genetică, asta se întâmpla pe la anul 600 înaintea noastre, face prima distorsiune temporală de evaluare a viitorului. Se vadă ce se va întâmpla în viitor. Observă că viitorul este ancorat undeva în viitorul nostru actual, da? Viitorul apropiat al nostru și determină data, din punctul lor de vedere, data atacului nuclear din spațiul cosmic. Mai precis, determină o altă dată inițial și anume data atacului nuclear irachian asupra Ierusalimului. Vedeți criza irachiană. În carte spuneți că atacul irachian este determinat de forțele intraterestre. Nu. Atacul irachian este atac irachian pur și simplu. Spuneți că atacul irachian este determinat de forțele intraterestre și atunci Dumnezeu se supără și distruge nuclear a doua oară Ierusalimul. Nu, forțele intraterestre n-au niciun fel de amestec la lucrul acesta. Forțele intraterestre au ajutat progresul uman. Despre asta discutam. Și o să ajungem și la atacul nuclear irachian. Atunci
acești intraterestri, este destul de imprecis numit intraterestri, intraterestri în ideea în care sunt supercivilizații tot extraterestre care au reușit să-și păstreze niște baze în interiorul Terei. Cât de mari, asta nu știm. Deci aceste baze intraterestre au ajutat omenirea să ajungă la un anume progres uman. De ce? Și au detectat prin distorsiuni temporale data viitorului atac nuclear din spațiu cosmic și atunci trebuie să se pregătească. Pregătirea înseamnă marcare genetică preapocaliptică, înseamnă să folosească momentul ca și recoltare și urmează... Ajungem și acolo. Și o altă idee importantă, de ce au grăbit progresul tehnic uman? În vederea unei apărări comune a acestor extraterestri împreună cu un vârf al umanității, condus de marea finanță evreiască, în scopul limitării atacului nuclear din spațiul cosmic. Lucru care se va întâmpla. Deci, odată că această cooperare există, această cooperare a unor ființe extraterestre, a unor lumi extraterestre, cu un vârf al omenirii, vârf tehnic al omenirii, care înseamnă marea finanță evrească, deci această cooperare există și este concretizată în noile tehnologii militare americane, unele care nu sunt date publicității, dar care scapă în mass media totuși, și poate că sunt dirijate ca aceste scăpări s-ar putea să fie și dirijate, așa cum este lăsată, poate și această carte să iasă. Nu? Da. Să ne întoarcem la profeții. Cum faceți legătura între Biblie, Coran și toate celelalte cărți sfinte și marea finanță evreiască? Unde se întâlnesc ele? De ce ați făcut această corelare? Istoria omenirii toată este manipulată. În trecut, ar trebui să iau încă din antichitate. Regii erau conduși de zei, masacrele, paradoxurile militare erau conduse de zei în scopul zeilor. Există multe paradoxuri militare în scop de recoltare. Erau toți oameni în Biblie, când sunt uciși, câte 500.000 de Iuda, toți oameni aleși, toți oameni premarcați genetic. Ca să poată să-i capteze, trebuie să aibă un marker, adică o unitate de structură genetică inserată pe corpul spiritual. Aceasta este marcarea. Și atunci, istoria antichității este toată marcată de amestecul zeilor și toată este manipulată de către zei. Istoria actuală a început probabil să fie manipulată puternic de către zei, de prin 1775 încoace. Și de ce zic din 1775? Zic pentru că la acea dată, undeva în Frankfurt, la familia Rothschild acasă, se întâlneau cei mai bogați evrei și stabileau planul de bătaie peste 225 de ani. Este ca și cum noi doi ne-am așeza la masă acum și am face planul de bătaie peste 50 de ani. Este greu să ne propunem ceva peste 50 de ani. Ei nu numai că și-au propus ceea ce urma să fie peste 225 de ani, dar au și reușit să realizeze tot ceea ce și-au propus. Respectiv, omenirea să ajungă să fie condusă de evrei prin intermediul a trei războaie mondiale. Și în urma acestor războaie mondiale, capitala lumii să fie undeva la Ierusalim, iar lumea să fie condusă de un guvern mondial. Asta deja cred că este ipoteza, da? Nu este dacă privim în jurul nostru, deci obiectivele celui de-al doilea război mondial, de exemplu, constau în crearea statului evreu, lucru care s-a întâmplat, da? Și din punctul de vedere al intratereștilor, în realizarea unei recolte, o recoltă de evrei. De ce de evrei? De evrei pentru că programul de acesta extraterestru al supercivilizației lui Dumnezeu, de crearea seilor genetice pure, era cel mai performant, ca și serii homozigote. Și atunci evreii care au păstrat și în continuare legea non-hibridării au și astăzi poate cea mai mare compatibilitate cu una din mărcile ADN ale zeilor. Atunci acest club, Marea Finanță Evreiască, apără interesele cui? Ale evreilor sau ale civilizațiilor extraterestre sau intraterestre? Ale cui? Lumea intraterestră sau lumea extraterestră, cum vreți să-i spuneți, manipulează omenirea în propriul ei scop. Da, deci, dar se presupune că noi pământenii și inclusiv evreii avem
interese divergente cu lumea extraterestră și intraterestră, da? Noi avem, dar interesele... Ar fi normal ca noi să luptăm pentru supraviețuire, pe când, conform teoriei dumneavoastră, marea finanță evreiască luptă pentru ca corpurile spirituale ale evreilor să ajungă în alte lumi. Nu, nu este chiar așa. De ce? Ei nu pot să facă un pas. Deci ei știu că viitorul este bătut în cuie. Și este bătut în cuie prin informația distorsiunilor temporale pe care le avem. Deci ei știu că totul se va întâmpla. Așa cum știu americanii despre acest atac nuclear irachian asupra Ierusalimului. Ei știu foarte bine că se va întâmpla. Păi dacă tot se va întâmpla, omenirea nu este condusă la nivel de individ, ci la program, la nivel de umanitate. Atunci și ei trebuie să o dea cum este mai bine pentru ei. Și atunci, odată că nu poți să spui omenirii ce se întâmplă, altă dată când știi că peste zeci de ani are loc un atac nuclear din spațiu cosmic, îți construiești buncăre subterane, asta poți să faci pentru o minoritate. Și există argumente în sensul că aceste buncăre subterane se construiesc și sau se vor construi. Asta nu poți să faci pentru toată lumea. Asta nu mai înseamnă că aperi interesele lumii, ci aperi interesele unei minorități. Pe de altă parte, este vorba de particularitatea genetică a evreilor. Cum au apărat evreii interesele unei comunități, respectiv a comunității evreiești, dacă în timpul celui de-al doilea război mondial au fost exterminați 6 milioane de evrei? De asta vă spuneam că este parțială afirmația, parțial adevărată. De ce? Pentru că această lume intraterestră conduce prin intermediul implantelor. Sunt implante de informație care se predetermină o acțiune. După părerea mea, știți foarte bine, Hitler a avut implant, de exemplu, da? Atunci a creat lagărele de concentrare, ceea ce se întâmpla în lagărele de exterminare ale evreilor. Știu numai ei sau știu foarte, foarte, foarte puține persoane. După părerea mea, în logica programului Terra, acolo aveau loc recoltări și captări de corpuri spirituale de evrei. Este una dintre ultimele recolte preapocaliptice, înainte de momentul apocaliptic. Atunci își văd propriul interes, nu această lume intraterestră. Nu se vadă nici interesul evreilor, iar evreii și ei pot să vadă cât văd în toată această problemă. Și nu toți evreii văd problema la fel, nu? Este vorba de o minoritate a evreilor. Pe de altă parte, de ce se servesc de evrei? Deci se servesc de evrei pentru că evreii, fiind cei mai homozigoți, pot să fie implantați cel mai bine cu o informație, care informație în materie negativă necesită implant genetic, implant de structură genetică. Atunci ei fiind cei mai compatibili genetic cu îngerii în general, fiind homozigoți, homozigoți este mult spus, fiind ceva mai homozigoți decât noi ceilalți, da? Atunci sunt și cei mai buni purtători de implant, pentru că altfel acest implant de informație este rejectat genetic. Este foarte mult de spus și trebuie să fim coerenți ca să înțeleagă publicul, auditoriul. Da. Haideți să mă refer la temporalitate și la profeții. Haideți. Că asta ne-am propus, de fapt. Este vorba de profețiile care se fac în Biblie și care sunt de două feluri. Sunt odată profeții false, adică programul a fost imaginat și ei știu cam cum se va derula programul. Să vă mai întreb despre prima parte. Ce se întâmplă cu corpurile spirituale când părăsesc corpul fizic, deci după moarte, ce se întâmplă cu ele? Acum? În mod normal? Da, acum? În mod normal. Da. Nu știu. Da. În mod normal, dacă este să ascultăm toate aceste scrieri, merg undeva, nu știu unde, pe tărâmul morților, orbitează. Ca să faci o cercetare, ei au capacitatea de a analiza structuri în materie negativă, asta vă întreb, da. Pentru că ei ar putea să-și facă recoltările direct din ca și cum ai căuta acul în carul cu fân. Nu știi care este... Pentru că sunt foarte multe rase umane care sunt incompatibile cu marca ta genetică, asta una. Doi, chiar dacă sunt compatibile cu una din mărcile genetice, ăștia sunt puțini. Marea majoritate sunt hibrizi, sau stricați, sau necredincioși, sau cum doriți dumneavoastră în terminologie biblică, coranică și așa mai departe.
Sau sunt femei. Și atunci nu merită să faci o astfel, da. Cumplită. Da. Sau atunci nu merită să faci o astfel de cercetare genetică în tărâmul morților, denumit de ei tărâmul morților. Pentru că este ca și cum ai căuta, spuneam, dar acul în care o pupân. Atunci să ai de așa pierderi atunci? Mari, pentru că mai multe corpuri spirituale s-ar putea recolta între cataclisme, să spunem așa. Da, da, ele sunt incompatibile genetic. Se recoltează din perioada de puritate genetică a corpurilor spirituale, de crearea fiilor genetice cu puritate crescută. Respectiv, perioada de recoltă, spuneam mai devreme, a fost doar între anul 1500 înaintea noastre și anul 0. Atât. Explicați de ce femeile nu au loc în rai. Pentru deci că nu vor fi, corpul spiritual al femeilor nu va fi recoltat. Un astfel de tipar de program a fost imaginat datorită eficientizării vieții. Noi suntem tată și mamă pentru toată supercivilizația noastră. Ei sunt tată și mamă, se poate calcula din diverse date biblice, sunt tată și mamă numai pentru 1%. Numai 1% dintre îngeri sunt tată și mamă pentru supercivilizația lor. Respectiv de aceste programe, tip programul Terra, care este planning-ul lor familial, se ocupă numai 1% dintre îngeri. Cel mult 1%. Câteva echipe pot să controleze toată axa timpului și pot să realizeze toate aceste recolte. Pe timp de 1500 de ani. Foarte productiv. Sunt extrem de productivi. Pe de altă parte, ingineria genetică, cercetarea amănunțită a pomului vieții, pomul vieții are de asemenea un înțeles dual ca multe alte lucruri din Biblie. Odată este sistemul de containerizare a corpurilor spirituale compatibile și altădată este frumosul lanț ADN dublu helicoidal de care am învățat la școală cu toții, care este ADN-ul uman. Deci, odată practicând terapie genetică, sunt în stare să prelungească durata vieții și să creeze aceste serii homozigote. Modalitatea lor de reproducere a făcut să se renunțe la ideea de bisexuați. Nu au nevoie de femei. Modalitatea aceasta este extrem de eficientă. Haideți să mergem repede la, da. La profeții, că mai avem 7 minute. Da. 3 minute. Da, despre... De ce? Despre profeții nu se poate spune în 3 minute sau în 4 minute, în afară de, dar ceea ce știm, deci profețiile știm, adevărate... În afară da? De scrierile sfinte, am mai primit și alte mesaje care ne avertizau despre ce se va întâmpla, profețiile. Sigur că da, profețiile care sunt în marea majoritate, eu le-am luat din Biblie, este o analiză a Bibliei, cartea mea. Deci profețiile sunt false de program, de tipul mâine mă duc la servici. Sau de tipul lor, la sfârșitul programului are loc momentul apocaliptic, da? Și distorsiuni adevărate, distorsiuni care au la bază o și profeții adevărate, profeții care au la bază o distorsiune temporală, care este realizată tehnic. Vă citesc din traducerile de lut sumeriene. Enlil este acela ale cărui ordine ajung până departe, al cărui cuvânt este nobil și sfânt, ale cărui sentințe nu pot să fie schimbate, care guvernează destinele până în viitorul îndepărtat. Adică viitorul este bătut în cuie. Ei pot să facă astfel de viitorul nostru, da? Ei, da? Este viitor, este trecut pentru ei, timpul lor este total diferit și timpul lor, eu l-am denumit aici timp aberant. Se joacă, da. Înainte și înapoi. Exact, axa da. Timpului se joacă pe axa timpului. Ce observă curcubeul? Observă în momentul Ezechiel, respectiv în anul 592 înaintea noastră, acest atac nuclear irachian asupra Ierusalimului. Acesta este momentul trigger, momentul în care supercivilizația lui Dumnezeu observă că am ajuns în tehnologie nucleară și în terapii genetice. Pentru că astea două merg mână în mână. Și atunci se gândește să-și încheie programul. Din acest motiv, realizează următoarele distorsiuni temporale. Ele sunt implantate lui, informația culeasă din aceste distorsiuni temporale este implantată lui Daniel, care descrie cele 70 de săptămâni de ani împărțite la rândul lor. Din punctul lor de vedere sunt 70 de săptămâni de ani, foarte frumos le spune, 70 de săptămâni pentru noi sunt foarte mulți ani, sunt de fapt 10 de ani. Ce se întâmplă în acești 10 de ani? În parte, intervalul este împărțit în alte distorsiuni temporale, într-un interval de 7 săptămâni, unul de 62 de săptămâni și o ultimă săptămână de ani. Nu există nicio corelare temporală între ultima perioadă, aceasta de 70 de săptămâni de ani, și din punct de vedere al temporalității lor,
cuplată la temporalitatea lineară în care trăim noi, există un singur astfel de cuplaș pentru ultima săptămână, ultima săptămână care durează 7 ani. Ce știm însă? Știm că în perioada de 69 de săptămâni de ani, Ierusalimul va fi reconstruit în vremuri de strâmtoare, vremuri în care are loc al treilea război mondial, descris și de Daniel și reluat de Ioan în insula Patmos. Ultima săptămână de ani este la rândul ei deschisă, este analizată printr-o altă distorsiune temporală, pentru că asta este tehnica. Ai detectat un eveniment, te duci la el și lărgești breșa temporală. Ai mers în breșa temporală, găsești un alt eveniment important și lărgești din punctul de vedere al acelui eveniment din nou breșa temporală. Da? Ultima săptămână de an este analizată în Ioan, este analizată de Ioan Teologul, care primește informația în insula Patmos în anul 96. Și este foarte mult de vorbit despre aceste așa. Pentru că mai avem puțin timp. Spuneți-mi la ce să mă refer, pentru că mă haideți să vedem care va fi totuși sfârșitul, momentul apocaliptic, în ce constă, ce va fi după? Momentul apocaliptic. Apocalipsa este... Să ne putem speria bine telespectatorii, sau ca să putem Nu vreau să sperii pe nimeni. Să spun că numai că istoria sfârșitului civilizației noastre va fi în mod sigur marcată de acest atac nuclear irachian asupra Ierusalimului, pe care americanii și alții se străduiesc să-l împingă pe axa timpului cât mai încolo. Ei nu vor reuși să facă acest lucru, de fapt și ei știu acest lucru, momentul este acolo unde este. Dar de ce fapt ar ataca irachienii Ierusalimul? Ca totul să se întâmple. Nici nu știm dacă vor ataca Bucureștiul. Curcubeul care supraveghează spațiul evreu poate să supravegheze numai 1500 de km rază în jurul Ierusalimului. Atât. Deci din punctul lor de vedere... Credeam că îmi vei spune că București este vizat de mineri. Nu de irachieni. Nu. Deci din punctul lor de vedere, asta este important, ce se întâmplă la Ierusalim și în jurul Ierusalimului. Ori asta văd ei în viitorul care nouă ne este un viitor destul de apropiat. De unde știu și americanii că este un momentul apropiat, din cooperarea cu alte ființe extraterestre care își împart roadele programului Terra. Dar asta seamănă autodistrugere. Nu seamănă autodistrugere. Eu am și scris-o pe undeva pe aici că cea mai bună acțiune în acest caz era non-acțiunea, să nu-i întărâte pe irachieni. Dar ei au luat cealaltă alternativă, să le distrugă rampele de lansare pentru rachete cu rază medie de acțiune, să le distrugă tehnologia nucleară, totul se referă de fapt nu la alte arme de nimicire în masă, ci la... Și după atacul... După acesta urmează al treilea război mondial. Urmează atacul forțelor islamice, descris și de Nostradamus, care face parte din același tablou, nu? Și urmează o stăpânire islamică, dacă este să-l credem pe Nostradamus, la cărui încadrăr temporal este foarte mult de referit. Omenirea, bazinul mediteranean, va fi ocupat circa 27-30 de ani de islam. Urmă. Și apoi urmează ultima săptămână de ani, nu știu dacă chiar ultima, da? Apoi Ierusalimul este reconstruit în vremuri de strâmtoare, asta înseamnă zeci de ani, da? După care urmează atacul nuclear în spațiul cosmic. După care urmează programul de inginerie genetică următor. Urmează ciclul următor. Totuși, de ce ne-au fost primite aceste mesaje? Ca noi să putem să activăm curcubeul. Este un sistem de securizare al programului. Da. Ar fi foarte multe de spus. Sunt foarte multe de spus și aici trebuie coerență pentru că... Este informație extrem de multă. Ne oprim aici pentru că, din păcate, noi nu putem acționa pe scara timpului, nu putem nici să mergem la începutul emisiunii, nu putem dilua timpul. Ne luăm rămas bun de la telespectatori.